Iată-ne din nou în direct cu Dumnezeu. De ce? Pentru că în fiecare sabat noi suntem în direct cu Dumnezeu într-o manieră specială. Pentru că, în genere, în timpul celor 6 zile de lucru, noi suntem conectați la realitățile vieții. Mintea și inima dorește, tânjește de dor după ziua întâlnirii cu Dumnezeu. De fapt, ziua de odihnă, repausul săptămânal, ziua de sabat, este un exercițiu, prieteni, al minții și al inimilor noastre în vederea marilor sau mari întâlniri cu Domnul Iisus Hristos pe norii cerului. O întâlnire care va fi permanentă și ne va invita la un repaus milenar după truda și suferințele acestei planete de mai bine de 6.000 de ani. Astăzi am un subiect care poartă titlul Influența. Și pentru că acest cuvânt este sau are o conotație atât de importantă pentru noi, m-am hotărât să poposesc asupra evanghelistului Luca. Se crede în genere că era medic sau doctor. În fine, se oferă creditul de a fi unul care a arhivat elementele vieții Domnului Iisus Hristos într-un mod cât se poate de convingător, care, zic eu, în genere, produce acest credit marelui evanghelist Luca. O minte meticuloasă de doctor, o minte care poate, într-adevăr, în mod sistematic, organiza toate detaliile vieții Domnului Hristos în funcție de timp, spațiu, importanța lor și așa mai departe. Raportul din capitolul 23 este unul trist. Ni se reprezintă corupția unui sistem care are la bază ceva bun, cu principii bune, sinedriul, spre binele omului, dar care, din nefericire, este abuzat și hărțuit de oameni cu o minte contaminată. Uneori zic eu oameni cu o minte contaminată de frică, alții au o minte contaminată sau coruptă de interese personale sau altele decât cele de interes public. Pilat este unul dintre oamenii legii, condamnat sau autorizat de Roma să călăuzească destinele Palestinei de acum 2000 de ani. Este un om al legii și el, Pilat, condamnat sau subjugat de frică. De ce o fi frică lui Pilat? Este o frică care, zic eu, pornește din interese egoiste. Din interese egoiste. Motorul sau engine-ul tuturor acțiunilor lui era alimentarea unui singur gând, să nu-mi pierd scaunul, să nu-mi pierd poziția. Se pare că această molimă mai există și astăzi și pătrunde în orice sferă socială. Unul, dacă vreți, nu-mi permite timpul să le adresez pe toate, dar, spre exemplu, nu vreau să-mi pierd statutul social. Nu vreau să-mi pierd statutul politic în cazul celor care conduc, nu? Sau pot permite să pierd credibilitatea sau influența pe care o am în fața lumii. Căci atunci, pe cale de consecință, nu voi mai avea puterea sau influența asupra nimănui. Deci observați dumneavoastră, aici, prietene, am pus degetul pe rană, adică influența asupra celui de lângă mine, influența asupra celui de lângă noi, este drogul celor care sunt la putere și nu numai. Influența este cea mai râvnită putere, cea mai extraordinară forță de manifestare spre bine sau spre rău. Vom vedea în cele ce urmează că influența este o calitate sau un defect. Și asta în funcție de întrebuințare, nu? Folosită de grupuri de interes politic, religios, interes social, folosită în interesul maselor, nu? Spre bine, asupra celor puțini. Vreau să spun că se numește în limba engleză peer pressure, dacă vorbim de efecte sociale sau influența asupra societății. În română s-ar traduce un fel de efect de turmă. Și bineînțeles că influența este doamna sau doamna modei care stabilește și orchestrează comportamentul și dinamica societății în biserică, în lumea politică, în lumea religioasă și
chiar cea nereligioasă, influența. Cine sunt eu, cine ești tu, cine suntem noi, care este impactul nostru asupra societății. Inerent, noi, eu, tu, noi toți, ne exercităm o influență zilnică spre bine sau spre rău. De aceea, subiectul pe care l-am ales în această seară, în mod inevitabil, are titlul care se cheamă influența. Și, bineînțeles că, mergând mai departe, influența este la ea acasă, chiar în cuibul organizațiilor secrete, acelor care conduc lumea din umbră, fără față, fără imagine și care folosesc influența ca pe un lobby politic, religios, social, financiar, etc. Acum, întorcându-mă la cuvânt, la Biblie, abordez în această seară cazul Domnului Iisus Hristos, care, zic eu, este un caz imposibil pentru lumea coruptă. Morala subiectului merge mână-mână cu propria ei declarație despre care Domnul spunea: dacă lumea vă urește, să știți că m-a urât pe mine mai întâi. Adică eu, tu, ca urmaș al Domnului Iisus, care așteaptă pe Domnul să vină pe norii cerului, de ce aș accepta sau aș pretinde eu un tratament mai special, mai preferențial decât tratamentul la care a fost expus Mântuitorul nostru, care a mers pe calea lepădării de sine, fiind repudiat de propria familie, societate, condamnat de sistemul religios și chiar sistemul politic din țara din care făcea el parte. După 3 ani și jumătate, se ajunge la concluzia că Domnul Iisus este un pericol social care trebuie eliminat imediat, cu prudență, încet și sigur. Așa cum este și astăzi în lumea noastră. Nu există o ființă, nu există un personaj istoric, ca să nu spun biblic. Iisus, pe lângă faptul că este personajul biblic, pe lângă faptul că este cuvântul, autorul cuvântului, cuvântul însuși, cuvântul era cu Dumnezeu și cu Dumnezeu era cuvântul. Pe lângă toate aceste aspecte, lăsând aspectul sau perspectiva religioasă a abordării personalității Domnului Hristos, Mântuitorul are, zic eu, ar trebui să îi se ofere decența de a fi considerat cel puțin ca un personaj istoric. Din nefericire, lumea toată, așa cum o găsim noi astăzi, împărțită, pestriță în diferite segmente și în diferite interese de grup sau globale, ignoră prezența Domnului Hristos ca personaj istoric, încă o dată repet, ca și cum n-ar exista. Știți, pe vremea aceea sistemul era speriat. De ce? Păi tocmai pentru că pierdeau ce? Influența. Influența, deci se temeau nu de Iisus, nu se temeau de Iisus că le va lua pământurile, le va lua averea, le va lua banii, că Iisus nu era interesat de bunuri pământești sau bunuri care expiră. Cei din sistem îl ascultau adesea cu plăcere și aveau încă proaspete în minte vorbele Mântuitorului: împărăția mea nu e din lumea aceasta, nu sunt atras de ce sunteți voi atrași. Oamenii politici, oamenii religioși, oamenii intelectuali știu foarte bine că valorile în care Domnul Iisus Hristos investea nu aveau termen de expirare. El investea în veșnicie, salvând pe oameni de sub influența forțelor din umbră sau forțelor întunericului. Aceasta era pasiunea Domnului Hristos, de a salva sclavi ai lumii, sclavi ai păcatului, cum sunt eu și tu și noi toți, și ai aduce înaintea unei perspective de viață complet noi pentru cei care n-au gustat niciodată prețul libertății în Hristos. Așa cum o generație de tineri sau de oameni se naște în sclavie și nu cunoaște frumusețea libertății, tot așa și noi, ca păcătoși, ființe născute în păcat, cu propensități sau tendințe spre păcat, nu am gustat și n-am înțeles niciodată care este frumusețea și dulceața libertății în Hristos, până când ne întâlnim cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Biblia, care ne spune: gustați și vedeți ce bun este Domnul. Sau meseria, dacă vreți, Domnului Hristos, hobby-ul, pasiunea Domnului Hristos era să scoată cât mai mulți oameni din întunericul sclaviei planetare și să-i aducă pe o temelie, să-i așeze pe o stâncă, pe o fundație, care nu se teme nici de valuri, care nu se teme nici de furtună, o temelie pe care acești
salvați, acești răscumpărați ai Domnului Iisus Hristos, aveau prieteni să devină fii și fiice ale lui Dumnezeu. Aceasta era ceea ce îi făcea pe ei, pe sistem, să se teamă. Ei se temeau că influența Domnului Iisus este mai mare, este în creștere și în fiecare zi se cam goleau bisericile sau locurile publice unde se produceau dezbateri, unde migrau oameni spre locuri deșerte, unde chipul blajin al Domnului Iisus putea să se vadă undeva umbrit. De noaptea petrecută în rugăciune, pe chipul lui se poate vedea urmele care au marcat luptele interioare, frământările din noapte în rugăciune. Acum, stând într-o barcă, vorbind oamenilor despre o lume de sus, o lume mai bună, o lume albastră, văzând oamenii din sistem că polii de influență se alunecă în favoarea Domnului Iisus, observând că influența Domnului Iisus va produce natural ca rezultat colapsul corupției acestui sistem de influență, oamenii s-au hotărât să devină chiar ei legiuitori, fiind călcători ai legilor a căror pasnici chiar ei erau. Nu este ironic, dragii mei prieteni, să te uiți la făcători sau creatorii legilor care sunt puși ca să fie pasnici ai legilor bune care protejează interesul social a oamenilor, a individului, ei înșiși să fie cei care aveau să corupă toate aceste legi. Ieri am dat peste o prezentare în Casa Senatului, într-un comitet care are de a face cu comitetul care verifică calitatea legilor și calitatea ordinelor executive care le dă un președinte. Și spre stupefacția mea și a celor care ascultau în acest comitet, în acest departament al Senatului și al Congresului American prin excelență, unul dintre cei mai extraordinar luptător pentru libertăți civile și religioase avea să prezinte propunerile de legi a celor care astăzi sunt la putere în Statele Unite. Printre multe altele, și pot dovedi ceea ce spun, sistemul neomarxist de stânga, care astăzi e mână-mână, e în pat cu globalizarea, aveau să propună legi de genul: dacă poliția vrea să te arestească, opune-te. Aceasta să nu fie o crimă. Înainte era o crimă dacă nu te supuneai unui mandat de arestare și așa mai departe. Dacă cineva vine în casa ta să te omoare, dreptul de proprietate privat nu este, perceput sau considerat ca un drept al tău inalienabil și în consecință ai dreptul să te aperi. Dacă hoțul vine în casa ta, el are dreptul să te omoare, dar tu n-ai dreptul să-l omori, tu n-ai dreptul să te aperi, nu să-l omori. Dacă te aperi, intri în pușcărie. Chiar a fost un caz recent care a fost mediatizat, un om care a venit cu cuțitul, l-a rănit pe cel din casă, l-a tăiat pe parte sau pe alta și cumva gazda sau cel care era proprietarul casei a reușit să se apere și printr-o lovitură anume să, din nefericire, să-l omoare pe hoț sau pe banditul care a intrat în casă. Judecătorul de stânga, care bineînțeles a venit și a promovat ideea aceasta că nu este o crimă să dai peste altul în casă, l-a băgat pe proprietar între 5 și 7 ani la pușcărie. Condamnare legală, vă rog, verificați informația. În toată această sferă, și legile pot continua, se arată foarte clar că încep să se producă legi antisociale, legi care să segregeze, să distrugă, să amenințe, să-l facă pe cetățeanul de rând să nu se mai poată simți în siguranță când merge pe stradă. Țin minte că pe vremea, înainte de pandemie, 2 ani de zile, 3 ani de zile în urmă, existau reportaje prin care se prezenta la televizor că foarte mulți oameni din pușcările românești sau pușcările din România au fost eliberați, vezi măre Doamne, că nu erau prea multe paturi, nu la ATI, nu erau prea multe paturi în pușcărie și sufereau foarte mult hoții, bandiții, criminalii și de mila lor autoritățile s-au hotărât să le dea drum în societate, că poate ori deveni oameni mai buni. Când astfel de sisteme conduc lumea, sigur că cetățeanul de rând, care
se comportă în mod civic și etic, nu va mai avea siguranța, libertatea și drepturile inalienabile date de Dumnezeu înainte. Deci, prieteni, oamenii care sunt acolo suși-puși ca să creeze legi care să protejeze poporul, ei înșiși, în cel puțin în contextul Domnului Hristos, arată că aveau să devină călcătorii legilor, ei cei care trebuiau în mod normal să fie pasnicii acestor legi. Voi da citire la primele 5 versete ale capitolului 23 din Evanghelia lui Luca, ca mai apoi să le putem continua în context. S-au sculat toți și au dus pe Iisus înaintea lui Pilat. Și au început să-l pârască și să-i zică: pe omul acesta l-am găsit ațățând neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir cezarului și zicând că el este Hristosul, împăratul. Pilat le-a ascultat cu atenție pâra, după care se întoarce și îl întreabă: ești tu împăratul iudeilor? Domnul Hristos, în mod majestic, i-a răspuns: da, sunt. Pilat a zis preoților, celor mai de seamă, noroadelor: eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Dar ei stăruiau și mai mult și ziceau: întărâtă norodul și învață pe oameni prin toată Iudeea, din Galileea, unde a început, până aici. Prieteni, haideți să facem analiza textului sau traducerea lui pentru vremurile moderne, agenda 21 sau secolul 21, dacă vreți. S-au sculat toți, adică Sinedriul, bine organizat, sau sistemul religios sub autoritatea romană. Știți că nu avea voie să dea verdicte sau condamnări la moarte decât dacă erau ratificate, confirmate și autorizate de codul penal roman. După ce mafia tribunalului religios iudaic, Sinedriul, care odinioară fusese bastionul celei mai extraordinare sau celui mai extraordinar sistem juridic care l-a cunoscut lumea vreodată, a ajuns un focar de nelegiuire, un sistem de corupție care își exercita influența spre rău. Expresia spune: și au adus pe Iisus înaintea lui Pilat. A doua instanță, la fel de coruptă, era autoritatea romană. Pilat avea toate pârghiile legislative să-l scape sau să-l condamne pe Domnul Iisus. Așa cum se poate observa că este factorul religios care vrea să aibă, să exercite influența asupra politicului, asupra societății, asupra eliminarea sau asanării vocilor care vin în conflict cu agenda sau intențiile sistemului. Deci autoritatea politică, autoritatea lui Pilat era în genere influențată de autoritatea religioasă. Deci observați că grupul de oameni religios, administrația Sinedriului, merge să influențeze politicul și cu toată convingerea încearcă din eforturi, din străputeri să spună sau să transmită politicului: Iisus Hristos este un om periculos. Au început să-l pârască, expresia să-l pârască. Știți, dumneavoastră, dragii mei prieteni, pâra sau acuza este o boală a minții și este o pasiune a sufletului care instigă la ură și moarte. De obicei, cei care pârăsc sunt foarte necesari sistemului, dar atenție, în timp ce sunt urâți de sistem, ei sunt folositori sau sunt folosiți. Societatea sau în societate, pârâtorii sau cârtițele, cum li se spune sau cum li se mai zice, sunt prețuiți de societate, sunt disprețuiți, mă iertați, de societate și sunt repudiați. În mijlocul sistemului comunist, mi-aduc aminte, care se pare că învie în lume, ne aducem aminte cum vecinii noștri erau pârâtorii de calitate ai sistemului. Vin ai noștri, pleacă ai noștri. Un sistem care avea să controleze societatea. La un moment dat îmi puneam întrebarea: câtă cantitate din poporul român era trădător sau pârâși sau pârâtori și câți dintre oameni erau oameni sinceri, onești, care îi vedeau de viață, în genere, fără să protesteze sau fără să se opună sistemului comunist? E o întrebare la care nu găsesc răspuns. Dar ceea ce este important, prieteni, pot să vă spun că
Voltaire, gânditorul, spunea că noi ar trebui să rostim întotdeauna adevărul când suntem întrebați, cu toate că adesea sunt anumite adevăruri care nu trebuie rostite niciodată, pentru că costă, nu? Plătești un preț a spune adevărul în anumite circunstanțe. După ce Pilat a ascultat pâra, se pare că nu s-a lăsat convins sau înduplecat de factorul religios, preoți, cărturari, farisei, deci vorbești de teologi, erudiți, vorbești de oameni care au influență în spectrul social, intelectual, vorbești de oamenii cu bani. Iisus, Pilat nu s-a lăsat convins și l-a întrebat pe Iisus direct, frontal, și a zis... Chestia asta cu răscoala și cu taxele, că tu nu plătești tribut și că instigi la răscoală, nu ține. Se vede clar că ești un caracter, un temperament care nu instigă la ură. Dar te întreb, așa, între mine și tine, ești tu împăratul iudeilor? Spunea Pilat. Asta l-a interesat pe Pilat. De fapt, fără să-și dea seama, întorcându-ne la firul roșu al subiectului nostru, care este titlul? Influența. Pilat, fără să-și dea seama, influența din nou, sau era sub influența Domnului Iisus Hristos. Și aici era problema lui. Din nou influența. Din nou influența. Influența era cea care îl frământea pe Pilat. Nu știa cum să reacționeze. Pe de o parte influența cerului, pe de o parte influența sistemului sau politicului / religios a sistemului din Israel. Influența este importantă pentru că, de ce? Influența este importantă, prieteni, pentru că cei care conduc această lume prin influență pot să stabilească autoritatea asupra minții tale și a minții subiectelor controlați. Și dacă reușesc ca influența lor să fie exercitată asupra minții tale, tu ești, eu sunt, noi suntem subiecți controlați. Și asta se întâmplă pe bună dreptate în ambele variante. Când suntem influențați de puterile întunericului, vom fi controlați de gânduri, pasiuni, ură, resentimente și așa mai departe. Pe de cealaltă parte este influența minunată a Duhului Lui Dumnezeu, acea voce blajină care vorbește cu conștiința noastră și care caută să ne influențeze spre bine. Deci influența este un dar care poate fi folosit spre bine sau spre rău. De data aceasta, influența Domnului Iisus este imbatabilă în fața minciunii, urii, pârâșilor, plătiți să mintă. Pilat devine influențat de Dumnezeu și în mintea lui nu există niciun dubiu că omul de care îi stă în față este un împărat, se comportă ca un împărat, are decența, demnitatea, integritatea, nobilitatea unui zâmbet care Pilat nu l-a mai văzut niciodată în viața lui, barcat de prezența Domnului Hristos. El se întoarce către gloată și răspunde, nu m-ați convins, încercați mai tare, încerc să fiu melodramatic, dar cred că în sinea lui Pilat era foarte marcată faptul că influența răului n-a avut niciun sorț de izbândă asupra minții lui. O altă declarație, eu nu găsesc nicio vină în el, spune în omul acesta, dar Biblia spune, acum, când au văzut că au falimentat și influența lor n-a fost exercitată să-l convingă pe Pilat, Biblia spune mai departe, dar ei stăruiau și mai mult și ziceau, întărâtă norodul și învață pe oameni. Observați expresia, întărâtă norodul. În versetele inițiale, dinainte, foloseau expresia ațâță pe oameni la răscoală. Acum și-au schimbat limbajul și spune întărâtă pe oameni la răscoală. Ațâță pe oameni, azmute pe oameni sau întărâtă pe oameni la răscoală arată cât de vicioasă era opinia lor despre caracterul Domnului Hristos. Trebuie să fiu foarte rău, foarte malefic ca să mă desfăt în ură, să instig pe oameni la ură, să instig pe oameni să întărât pe oameni împotriva sistemului, să întărât pe oameni împotriva celor din jur. Dar observați, dragii mei prieteni, este o situație foarte tristă,
Pentru că expresia întărâtă pe oameni, adică își exercită tot geniul său malefic ca să influențeze poporul, cu acest spirit de care Iisus era călăuzit. Observați, putem o să nota simplu, și am zis-o de multe ori, că descrierea pe care o făceau cu privire la Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Iisus Hristosul, prin al lumii, era de fapt reflecția propriului lor caracter. Lor li se putea aplica aceste acuzații, nu Domnului Hristos, dar așa cum obișnuie să spun, omul percepe pe cei din jur prin prisma propriului lor caracter sau propriului lui caracter. Cât de joșnică era purtarea acestor oameni, cât de mizerabil putea fi caracterul lor ca să ajungă să se mintă pe ei înșiși că de fapt spuneau adevărul. Prieteni, merseseră atât de departe încât ei înșiși erau victime ale urii, victime ale minciunii, victime ale resentimentului. Ura pasiona, domnea, ura influența fiecare argument, fiecare țipăt, fiecare strigăt, fiecare urlăt, fiecare comportament bizar în acea pledoarie împotriva Domnului Hristos în sala de judecată a lui Pilat. Ei, de fapt, erau sub influența puterilor întunericului, nici măcar nu mai descopereau sau nu mai știau că e așa. Din nou, influența. Vedeți, dumneavoastră, pe cruce erau doi tâlhari. Noi și lumea de astăzi în care trăim se desparte în două cazuri. O minoritate a căror minte va urca dealul și o majoritate care va merge la vale. Un tâlhar care se convertește și acceptă influența Domnului Iisus asupra minții lui și merge împotriva furtunii, și celălalt tâlhar din stânga care se lasă influențat de cei care l-au pus pe cruce, de sistem, și devine din ce în ce mai disperat. Moartea, astăzi, prieteni, a pătruns în casele noastre și ce pot să spun este că noi toți, societatea secolului 21, în de acord cu agenda 21, noi toți, buni și răi, tâlhari de stânga sau tâlhari de dreapta, suntem toți pe cruce, ceea ce înseamnă că noi nu avem altă alternativă decât moartea. Prieteni, statutul nostru este de tâlhar. Acum când oamenii mor din diferite circumstanțe, când lacrimile și plânsul și gemetele soților, soțiilor, mamelor, taților, copiilor sunt îngemănate ca într-un buchet de flori pentru mormântare, când decorul lumii este funebru, încercăm să găsim un țap ispășitor. În realitate, prieteni, societatea noastră este invitată să aleagă între moarte și moarte. Moartea, așa cum spuneam, a pătruns în cel mai luminat loc al familiei. Societatea este invitată de sistem la ură. Statutul nostru este de tâlhar. Indiferent cum ne raportăm la criza prezentă, cu sau fără bani, cu statutul social sau fără statut social, noi suntem pe cruce, prieteni. Este adevărat că diferim în abordarea subiectelor de interes comun, dar ce nu trebuie să uităm este că suntem pe cruce, buni și răi. Mai devreme sau mai târziu, noi toți vom muri. Indiferent că suntem pentru sistem sau suntem împotriva sistemului, noi suntem pe cruce. Știți? Moartea pe cruce este una lentă, așa este moartea noastră zilnică. De fapt, prieteni, știm că suntem îngroziți de isteria morții, pentru că asta vedem și auzim. Dar să știți că murim în fiecare zi câte un pic. Deci, ori de câte ori, oricât de cocoloșiți am fi sau ne-am găsit noi, ori cât de încurajați am fi de gândul că aș putea avea medicamentul minune care să mă scape de la moarte, totuși, într-o zi, acela nu va mai funcționa. Prelungirea suferinței și a mizeriei pe acest pământ, prieteni, este doar agonia prelungită a tâlharului de pe cruce. În timp ce unul moare tăcut și liniștit, primind asigurarea păcii Domnului Iisus, celălalt moare în chinuri disperate, învăluindu-se de înjurături, de blasfemii la adresa Creatorului și adresa tuturor celor din jur.
Astăzi trăim această experiență a tâlharului nepocăit. Societatea de astăzi este exact pusă pe cruce în lumina sau tiparul caracterului tâlharului nepocăit. Omul rău este la stânga. Omul rău care se întoarce de la Domnul, respinge harul și mila, moare, dar moare în mod disperat. Omul de la dreapta este omul care acceptă cuvântul, este răstignit împreună cu Domnul Hristos. Bineînțeles că în mijloc era răstignit cuvântul. La dreapta era omul rău, era propaganda rea, era Evanghelia, dacă vreți, Evanghelia urii. Cu toate că este un paradox, o utopie, Evanghelia este vestea cea bună și ura niciodată nu este o veste bună, dar în stânga ai o falsă Evanghelie, în dreapta ai un om care percepe Evanghelia pozitivă, în stânga este cel care respinge Evanghelia, în dreapta este cel care primește Evanghelia, în mijloc este influența divină, el, cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Cuvântul este răstignit în mijloc între cele două cruci, ca fiind acuzate tot ce se întâmplă pe pământ. Astăzi, omul adevărat, împlinind în timp real experiența Domnului Hristos, noi cei care suntem puși pe cruce vom avea de ales. Prieteni, societatea de astăzi trăiește, așa cum spuneam, în timp real, profeția despre țapul ispășitor pentru toate relele de pe lume. Astăzi, în timp real, poporul lui Dumnezeu, lumea întreagă, trăiește această experiență a tâlharului și nu numai, dar ia poziție ca să se lase, să devină tâlhar de stânga sau tâlhar de dreapta. În realitate, toți suntem tâlhari. În realitate, toți suntem condamnați la moarte. În realitate, nu există un medicament, prieteni, că e lichid sau că este solid. Nu există un medicament. Nu a fost creat de oamenii de știință un medicament care să funcționeze în fața cimitirului și în fața gropii. Căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Prieteni, lumea va striga în continuare că există un singur țap ispășitor, ca într-un singur glas, așa ca pe vremuri, i-au strigat cu toții, la moarte cu omul acesta și slobozește-ne pe Baraba. Dă-i drumul, spuneau ei, la virusul Baraba, virusul urii și al dezbinării. Lumea nu este mai înțeleaptă decât atunci, prieteni, astăzi. Oamenii strigă din zi în zi, din ce în ce mai puternic și mai tare. Eliberați virusul urii pe Baraba! Făcut în laboratorul întunericului. Concluzia tristă al acestui subiect este, și concluzia tristă a evanghelistului este următoarea. Le-a slobozit pe cel ce fusese aruncat în temniță pentru răscoală și omor și pe care îl cereau ei, iar pe Iisus l-au dat în mâinile lor ca să-și facă voia cu el. Prieteni, le-au slobozit pe Baraba care era vinovat de răscoală și omor. Auziți? Un om vinovat, probat de sistemul judiciar mozaic și sistemul roman era în pușcărie. Iar ei încercau să acuze un om nevinovat să facă schimbul, să-l bage pe Iisus în pușcărie și să-l scoată pe Barabas din pușcărie. Adică polii de putere să fie inversați, răul să fie legislat sau legiferat, răul să fie legiferat ca bine și binele să fie legiferat ca rău. Prieteni, Domnul Hristos spunea, dacă lumina aceasta a ta devine întuneric, cât de adânc poate să fie acest întuneric? Cu riscul de a mă repeta adeseori, simt și mă simt îndemnat de Duhul Dumnezeu ca să reamintesc aceste chestiuni de mare valoare. Nu? Îl scoteau pe omul dovedit de răscoală și omor, luau aceste acuzații a lui Baraba și le puneau asupra Domnului Hristos, omul nevinovat. Schimbarea valorilor, schimbarea polilor care călăuzesc lumea către pierzare se produce, așa cum spuneam, în timp real, în secolul 21. Este ceea ce vedem, este o imagine foarte degradantă. L-au acuzat pe Domnul Iisus de răscoală
în timp ce Barabas era dovedit real ca instigator la aceasta și l-au acuzat pe Domnul Iisus pentru că boicota sistemul prin neplătirea taxelor, în timp ce Barabas era condamnat că promova o nouă ordine mondială. Vă rog, citiți la capitolul acesta, Barabas, o declarație din Hristos Mâna Lumii, una dintre cele mai frumoase descrieri cărți care le-am citit cu privire la viața Domnului Hristos. În acest capitol se spune că Barabas era un om care invita pe oameni la răscoală, care făcea minuni cu ajutorul puterilor întunericului și care promova o nouă ordine, o nouă ordine a lucrurilor, o nouă ordine mondială. Hristos Mâna Lumii, vă rog citiți, îl acuzau pe Domnul Iisus Hristos de crimă, în timp ce Barabas fusese dovedit că omorâse oameni. Prieteni, concluzia acestui subiect, care se cheamă influența, este foarte tristă. Vinovatul acuză pe nevinovat. Criminalul acuză de crimă pe cel care tocmai l-a ucis. Cel care fură bani plătiți de văduvă și de orfan, acuză pe văduvă și pe orfan de evaziune fiscală și neplătirea taxelor. Și exemplele pot continua. Vreau să tragem câteva concluzii. Trăim sfârșitul lumii. Scenariul acesta este pentru mine și pentru tine și pentru toți cei care ne ascultă. Dacă lumea vă urăște, spunea Domnul Hristos, să știți că m-a urât pe mine mai întâi. De aceea, dragii mei prieteni, dacă asta i s-a făcut copacului verde, ce i se va face celui uscat? Prietenii mei, influența este de fapt arma pe care puterile cerului și puterile infernului o folosesc pentru a-ți conduce existența, a-ți marca prezentul și viitorul și viața și a-ți sigila un destin pentru veșnicie. Tu trebuie să decizi ce influență va umbri purtarea ta și moartea ta pe cruce. Care va fi acea influență de care te vei lăsa călăuzit? Noi în această seară suntem invitați la o contemplare, să murim în disperare de frica morții care oricum este inerantă sau să privim la Domnul Iisus Hristos și să murim în pace și liniște, împăcați cu cerul și iertați de acea mână caldă, de acel zâmbet extraordinar care a fost crucificat între cei doi tâlhari, cuvântul, autoritatea Scripturii, autoritatea lui Dumnezeu. La momentul prezent avem de ales între moarte și moarte. Știți, opțiunea este simplă. Pe cruce sau pe cruce. Ceea ce contează este unde mori pe cruce, tu și eu. La dreapta sau la stânga Domnului Iisus? La dreapta cuvântului sau la stânga cuvântului? Vreau să vă împărtășesc câteva gânduri. Săptămâna trecută am fost marcat de un vis. Nu sunt un visător prin excelență. Fac diferența între un vis care este un mesaj care vine de la Dumnezeu, un vis care vine din mulțimea îngrijorărilor, cum spune Biblia, un vis care se numește coșmar, care vine din partea puterilor întunericului, un vis care este rodul unui bairam la 12 noaptea, nu mănânci o pizza la 11 noaptea și după aia toată noaptea visezi balauri. Înțeleg detaliile acestea și recunosc că este un mesaj sau o chestiune foarte fină. Nu declar și nu consider că sunt un visător. Știți, m-am frământat foarte mult dacă trebuie să prezint acest subiect în contextul lui, să împărtășesc cu asta acest vis, dar vreau să vă spun, a fost atât de clar, de distinct, de real, încât am fost trezit în jurul orei 4 dimineața, am trezit-o și pe soția mea și am împărtășit cu ea acest vis. Poate că mă luați nebun, așa cum spunea Apostolul Pavel, suferiți-mi o clipă de nebunie. Mergeam cu soția mea și alergăm pe drum. Erau străzi ale planetei și se făcea în visul acela că străzile erau goale. Am întrebat în vis, dar unde sunt oamenii? Și în vis mi s-a spus, toți cei ce care au fost înșelați au murit. Știți ce vreau să spun? Apoi am văzut câte un pâlc de oameni aici, colo, izolați, și am spus soției, cred că
Nu e bine să mergem pe străzi dacă lumea murise. Și o voce din cer s-a auzit și a spus, de acum va începe adevărata persecuție religioasă. Din tot ce a mai rămas după testul acesta la care majoritatea cade, va începe testul cu supunerea față de autoritatea cuvântului scris, autoritatea poruncii lui Dumnezeu și autoritatea celor care repudiază prezența lui Dumnezeu în viață. Am zis să fugim, să ne rugăm. A fost atât de profund. M-am trezit, am trezit-o pe soție și am zis, Doamne, ce se întâmplă? Și, nu știu, poate că a fost influența, poate că m-am gândit eu prea mult la treaba asta. Oricum am simțit nevoia să împărtășesc cu dumneavoastră acest gând. Luați-o cum vreți, dar tremur. Tremur pentru mine, pentru cei pe care îi iubesc, tremur pentru dumneavoastră. Noi toți suntem în aceeași barcă, prieteni. Indiferent că suntem pe stânga sau pe dreapta, ceea ce ne așteaptă de la viața aceasta, de la situația în care trăim, este moartea. Moartea pe cruce, care este o moarte lentă. Dar în același timp, Domnul Hristos ne invită și la moartea față de eu personal, față de tot ce trăim în viața aceasta. Iubiți prieteni, mă bucur că am avut șansa să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri de duh, de inimă și sper ca într-o bună zi să ne aducem aminte de puterea influenței. Și în această seară vă invit la rugăciune pentru ca Tatăl nostru din ceruri și Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Său prea iubit, să ne poată oferi acest extraordinar privilegiu al influenței dumnezeiești, Duhul Sfânt. De multe ori, noi ne rugăm puțin pentru prezența binecuvântată acestei imense valori, un dar extraordinar pe care cerul s-a hotărât să-l ofere poporului Dumnezeu în toate vremurile de criză și de necaz. Duhul Sfânt este darul extraordinar pe care Dumnezeu ni l-a transmis sub forma unui mângâietor, a unui mângâieri, sub forma unei călăuziri inteligente, care ne îndeamnă la scris, care cu apeluri și cu o voce minunată, Domnul Hristos ne vorbește și ne spune toate aceste lucruri. Avem nevoie de influența cerului în viața noastră în această seară și în fiecare zi și de aceea mi-aș dori din toată inima mea ca să vă invit la un moment de rugăciune, să ne plecăm inima, capetele, sufletele în rugăciune în fața lui Dumnezeu. Iubite Tată, îți mulțumim pentru această seară în numele lui Iisus, pentru harul Tău, pentru mila Ta, pentru toată dragostea Ta. Îți mulțumim că ne iubește și tot ce avem. Binecuvântează pe toți cei care sunt pe calea undelor cu influența Ta bună, care să contracareze influența răului din lumea aceasta, răului văzut și nevăzut, răului vizibil și invizibil. Iubite Tată, în numele lui Iisus, lasă ca îngerii Tăi sfinți să păzească viața tuturor celor care Te iubesc, să păzească viața celor care vor să petreacă veșnicia cu Tine. Ne rugăm pentru casele celor care sunt astăzi în doliu. Ne rugăm pentru casele celor care au trăit o viață și au murit spontan datorită necazurilor care vin pe pământul acesta. Mângâie Tu, întărește Tu văduvele, orfanii, care au rămas de pe urma unui sicriu înmormântat, mai mult sau mai puțin cu cinste. Este un sicriu în care s-au pus rămășițele unui om sau unei femei sau unui copil sau unui tânăr sau unei mame sau unui soț sau unui tată în cinste sau că s-au aruncat într-un sac de plastic și aruncat la groapă comună. Doamne, Tu cunoști fiecare suflet care și-a încheiat contul vieții ca un tâlhar, pocăit sau nepocăit. Îți mulțumim pentru șansa din această seară de a fi expuși la influența minunată a dragostei Tale și a Duhului Tău Sfânt, influența cerului. Fă Tu ca această influență să fie autoritatea care se va exercita spre bine pentru noi, în viața noastră, în viața celor dragi și autoritatea care se va manifesta în așa fel ca să ne formeze un caracter pentru cer și să putem să ajungem mântuiți. În numele lui Iisus îți mulțumim. Amin.